O tânără a ales să-și tatueze codul QR al certificatului de vaccinare pe unul dintre săni. Cu siguranță aceasta a vrut să iasă din tipare cu acest tatuaj, preferând ceva diferit și original în același timp. Cu siguranță mulți dintre voi ați văzut acele coduri QR pentru că ele sunt folosite mai ales în actualul context social, când suntem obligați să demonstrăm că ne-am vaccinat. QR code este în traducere răspuns rapid, chiar dacă aspectul este unul foarte simplist. Cu ajutorul codurilor QR se pot stoca cantități foarte mari de date și mai mult, indiferent cât de multe informații conțin. Prin scanarea lor, utilizatorul are acces la aceste informații foarte rapid. De aici și denumirea de cod de răspuns rapid. Cea mai ușoară modalitate de scanare a unui cod QR este prin folosirea telefonului mobil. Cele mai noi modele de telefoane au astfel de cititoare de coduri QR incluse în setările camerei foto principale. Pentru a scana codul QR, tot ce trebuie să faci este să îndrepți camera telefonului spre codul respectiv și aplicația scanează automat. De asemenea, tatuajele au o însemnătate pentru purtătorii lor. În zilele noastre, această practică a devenit un fenomen social. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, numărul persoanelor tatuate și care susțin că au avut ideea de a-și face un tatuaj, este într-o continuă creștere.